Neața, Constanța nu reprezintă numai plajă, mare și soare. În cazul în care nu știați, la Muzeul de Artă din municipiul Constanța există o serie de tablouri celebre care poartă semnătura celor mai importanți artiști ai țării noastre. Muzeul de Artă din Constanța s-a înființat în anul 1961, dar mult după ce pictorii noștri au descoperit lumina și culoarea Dobrogei. Muzeul nostru are peste 7600 de lucrări originale de artă modernă și contemporană românească. Ne aflăm aici în sala Nicolae Grigorescu, în care se află o serie întreagă de lucrări originale pictate de marele nostru creator și tot astfel avem în sălile muzeului nuclee monografice dedicate fiecărui mare artist din perioada modernă a artei românești. Avem așadar Săl Grigorescu, Andreescu, Lucian, Petrașcu, Paladi și așa mai departe, o colecție impresionantă care reflectă structura națională a artei noastre. Sunt lucrări foarte bune, sunt lucrări reprezentative ale marilor noștri creatori. Avem o selecție, aș spune, națională de valori. E una dintre foarte frumoasele lucrări ale lui Grigorescu din perioada bretonă, o lucrare Femeie pe plajă și un nud pe plajă. Este aceeași doamnă care a inspirat gândurile în acea perioadă. Din cauza unei boli, Lucian a fost țintuit într-un fotoliu și atunci singurele sale motive au rămas florile. Tonița a avut două fete și un fiu. Acesta este reprezentat aici. Este una dintre cele mai apreciate lucrări din patrimoniul muzeului nostru. Bătaia cu flori la șosea, o acoarelă făcută de Ștefan Lucian la sfârșitul secolului al XIX-lea, este una dintre lucrările cele mai valoroase din muzeul nostru, care nu poate fi, din păcate, expusă continuu, pentru că este acoarelă pe hârtie și este un prilej extraordinar, care survine odată la câțiva ani, de a prezenta publicului această capodoperă, cu atât mai mult cu cât în acest an comemorăm 100 de ani de la moartea marelui pictor.